Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Emma Patrichi și vă invit să aflați cum să rezolvați mai ușor exercițiile folosindu-vă de proprietățile adunării. Prima problemă este o invitație la cules de mere. Dintr-o livadă au fost adunate 125 de mere roșii și 243 de mere verzi. Câte mere sunt în total? Mihai pune la un loc merele roșii și merele verzi. 125 plus 243 egal 368. Horia pune la un loc merele verzi și merele roșii, adică 243 plus 125 egal 368. Ambii copii au obținut același rezultat. De ce credeți? Într-o operație de adunare, dacă schimbăm locul termenilor, suma rămâne aceeași. Aceasta este prima proprietate a adunării. Să mergem acum la fabrica de conserve. Aici s-au pregătit într-o zi 121 de borcane cu gem de pere, 203 de borcane cu gem de căpșuni și 454 de borcane cu gem de struguri. Câte borcane au fost pregătite în total? Scriem adunarea. 121 plus 203 plus 454. Pentru a calcula mai ușor, putem grupa primii doi termeni, astfel. 121 plus 203. Rezultatul obținut, adică 324, îl vom aduna cu al treilea termen, respectiv 454. Obținem suma 778. Putem grupa și altfel termenii, respectiv al doilea cu al treilea termen. Adunăm 121 cu rezultatul 657 și vom obține suma 778. Am obținut același rezultat, deoarece, într-o adunare cu mai mulți termeni, oricum am grupat termenii, suma rămâne aceeași. Aceasta este a doua proprietate a adunării. Haideți și la magazinul de dulciuri. Pe raft au mai rămas două borcane pentru bomboane. Într-un borcan sunt 135 de bomboane, iar alt borcan este gol. Câte bomboane sunt în total? 135 plus 0 egal 135. Suma unui număr adunat cu 0 este egală cu numărul dat. Aceasta este a treia proprietate a adunării. Rețineți cele trei proprietăți ale adunării. Dacă schimbăm locul termenilor într-o adunare, suma rămâne aceeași. Într-o adunare cu mai mulți termeni, oricum am grupat termenii, suma rămâne aceeași. Suma unui număr adunat cu 0 este egală cu numărul dat. Aplicați proprietățile adunării prezentate în acest material și rezolvați următoarele exerciții pe caiet. Opriți filmul pentru a rezolva exercițiile, apoi porniți-l și verificați-vă. Verificați rezultatele. Pe data viitoare!